Vă salut, dragii mei! Pentru voi, astăzi am pregătit Comedia Chirița în provincie de Vasile Alecsandri. Vasile Alecsandri s-a născut în 14 iunie 1818 în Bacău. Studiază în casa părintească avându-l ca dascăl pe călugărul maramureșean German Vida, apoi la pensionul francez al lui Victor Cuenim. Debutează în 1840 în revista Dacia Literară cu novela Buchetiera de la Florența. Contribuția lui Alecsandri la crearea și dezvoltarea teatrului românesc a fost apreciată de însuși scriitorul. Citat: "Nu știu dacă am creat teatrul național", mărturisește el, "dar i-am adus un mare concurs." Am încheiat citatul. Dramaturgia lui a adus în fața publicului diverse tipuri umane. Figura cea mai populară a teatrului comic al lui Alecsandri este Coana Chirița, soția boiernașului de țară Grigore Barzoi, ot brzoieni. Ea este o mică moșiere a săcuifose, personificând snobismul și arivismul micilor proprietari de pământ. Chirița în provincie este o comedie în două acte, reprezentată în 1852 la Teatrul Național din Iași. Este urmarea comediei Chirița în Iași sau Două fete și o neneacă. Coana Chirița și-a măritat fetele, dar n-a renunțat deloc la dorința de a parveni. Ea intră în scenă îmbrăcată în costum de amazoană și este întâmpinată de țăranii de pe moșie. Aceștia îi se plâng de pagubele pe care fiul său Guliță le face. Chirița îi gonește cu cravașa. Deși la țară, Chirița se ține la curent cu moda și fumează. Pe această temă, ea cântă un cântecel comic în care concluzionează cu umor. Citat: "Toți fumează, poți dar zice că-s mai toți înfumurați." Am încheiat citatul. Chirița și-a tocmit preceptor de franceză pentru Guliță. Ea se declară foarte mulțumită de progresele fiului său atunci când îl examinează și când află că Guliță îi spune în franceză la fuguliță fuculision, iar la friptură fripturision. A învățat ea însăși franceza într-un chip hazliu. Traduce foarte original expresii românești intraductibile. Citat: "Dobă de carte, tambour d'instruction, de flor de cuc, pour le flor de cucu." Replica Chiriței, că așa e moda, devine leitmotiv al comediei. Dorința ei de a fi în pas cu moda provoacă atât comicul de situație cât și cel de limbaj. Deși arde de curiozitate să afle conținutul răvașului de la Barzoi, Chirița îl obligă pe Ion să se întoarcă și să îi aducă pe talger cu șervet, mărturisind ferm că a hotărât să introducă, citat, "în provincie obiceiurile din Ieși." Am încheiat citatul. Dorința cea mare a Chiriței este să ajungă isprăvniceasă cu jandar la poartă și în coadă. Am încheiat citatul. Motivele numirii lui Barzoi ca ispravnic conținu ascuțită satiră la adresa reacționarilor din timpul Revoluției de la 1848. Chirița arată că le-au pierit atunci, citat, "vreo 10 capete de vite." Am încheiat citatul. Barzoi a avut friguri de frică, striga și prin somn că a venit zavera. Am încheiat citatul. Iar pe ea a durut-o groaznic o măsea. Când Barzoi scrie că s-a isprăvnicit și o cheamă și pe Chirița la oraș, aceasta, încredințată că a mocnit destul la țară, pleacă îndată, citat, "să mă fantăxesc și eu prin târg ca altele." Am încheiat citatul. Planurile ei sunt clare.
Dorește sindrofii și voiajuri. Plănuiește chiar o călătorie la Paris. Chirița are un plan ascuns. Ea vrea să o mărite pe Luluța pupila ei cu Guliță, pentru ca averea copilei să nu se înstrăineze. Guliță îi face curte Luluței, dar aceasta îl respinge, pentru că este doar un copil. Apare în scenă iubitul ei, Leonaș, și încearcă amândoi să fugă, dar sunt împiedicați de Ion și de Guliță. Chirița îl alungă de pe moșie pe Leonaș și astfel își face un dușman. El îi promite că o așteaptă din acel moment toate șotiile. Ca isprăvniceasă, Chirița primește cu negușinare plocoane din partea împricinaților. Prin salonul ei trece Ion cu câte o căpățână de zahăr, pe care ea a primit-o plocon, și Chirița concluzionează mulțumită. Citat: dulce-i viața de isprăvniceasă. Am încheiat citatul. Alecsandri concepe chiar un cuplet pe această temă în care Chirița se laudă. Citat: toată lumea mi se închină, căci aici eu domnesc. Și din oricare pricină eu întâi mă folosesc. Am încheiat citatul. O singură supărare are Chirița, aceea că Barzoi nu se cioplește deloc. Barzoi s-a înțepenit în tabieturi și ar vrea ca nevasta să-i facă mâncăruri sănătoase. Vreo plachie, vreo musaca, vreo baclava și nu bulionuri și garnituri nemțești. Lui îi pare rău că a dobândit o nouă poziție socială. Ard-o focul isprăvnicie, după cum spune el, pentru că aceasta a transformat-o pe Chirița. Pentru că e avar, Barzoi urăște mobila de lux și modistele. Este caragios în paltonul cu bumi cât niște farfurioare și s-ar îmbrăca mai bucuros cu antereu și giubea. Nemulțumită de soțul ei, Chirița îl arată publicului spunând: priviți-l! Dramaturgul implică în permanență publicul în acțiunea piesei sale. Personajele au două fețe. Ele se adresează într-un fel Chiriței pe scenă și în parte auditoriului. Ofițerașul, care este musafirul Chiriței, îi face curte și aceasta parcă a întinerit. El nu este altul decât Leonaș travestit, care îi cere Chiriței un portret, amenințând că se sinucide cu un pistol, din care mușcă în fața publicului, demonstrând faptul că e din ciocolată și ridiculizând-o pe moșiereasă. Intriga ia aspecte burlești. Luluța se preface nebună spre a întârzia logodna cu Guliță. Leonaș se travestește în bricicar și se preface a căuta dreptatea la ispravnic. Află de la Ion că nu are ce căuta fără peșcheș. Ion îi explică mândru cum a vândut de 57 de ori bătrânul curcan al familiei Barzoi. A treia oară Leonaș se travestește în actriță și la rugămințile Luluței, care se preface că e nebună, cei doi sunt logodiți. Personajele care creează comicul în piesă sunt îndeoseb Chirița și Barzoi. Reprezentând tendințele inovatoare și conservatoare, sunt două personaje memorabile pline de haz. Mai puțin conservator, ca reprezentant al ideilor noi, apare Leonaș, dezvăluitorul curcăniilor de la isprăvnicie. El îl înlocuiește în post pe Barzoi, dregătorul abuziv. În Chirița în provincie este pus în lumină ridicolul noib isprăvnicese, care vrea să sperie lumea întreagă prin superioritatea plină de emfază ce i-o dă situația de curând câștigată. Cucoana Chirița are ambiția să-și țină rangul. Pretențiile ei la etichetă și aspirațiile ei la eleganță provoacă râsul în orice moment al piesei. În fond, ea este o simplă parvenită.
comicului Alecsandri e de cele mai multe ori unul facil, stereotip, de clișee, produs de mici inadvertențe, de asincronii, de incidente absurde și de coincidențe ilare. Cu toate neîmplinirile sale, acest gen superficial de teatru a devenit punctul de plecare al dramaturgiei naționale. Unele din piesele lui Alecsandri, prefigurând situații și tipuri ale literaturii noastre dramatice de mai târziu.